Victorie chinuită pentru CSM Dunărea în cea de-a doua etapă a returului Ligii a IV-a de fotbal. Echipa municipalității a trebuit să se întrebuințeze serios pentru a sparge defensiva celor de la Oinacu. Portarul oaspeților a făcut minuni între buturi, reușind să pareze mingi din toate pozițiile. Defensiva celor din Oinacu a fost din nou la înălțime, fiind aproape să încurce o nouă favorită după unirea izvoarele. Am avut și ghinion. Jocul a fost unul, cred eu, bun din partea noastră. Am întâlnit o echipă care și-a făcut jocul. Restul... Am făcut câteva parade de excepție astăzi. Am făcut treabă, altceva nimic mai mult. Știu că voi jucați de plăcere. De plăcere, la noi se joacă de plăcere, nu se fac antrenamente, nu se bagă bani în echipă, nu se... decât de plăcere. Promovat în iarnă de la echipa de juniori, Mugurel Vrabie a adus toate cele 3 puncte echipei sale. Intrat pe teren în minutul 70, atacantul a avut nevoie de numai un sfert de oră pentru a marca. Acesta a reluat cu capul o centrare excelentă din corner a capitanului Marinel Draghia, asta după ce la faza precedentă ratase uluitor. Cu ajutorul echipei am reușit să dau gol, chiar îmi doream să intru în teren, aveam dorința de a juca și chiar să marchez și să câștigăm acest meci, pentru că cei de la Oinacu au jucat un fotbal extraordinar de bun și am câștigat destul de greu în fața lor. Faza premergătoare, golul a avut o ratare uriașă. Credeai că imediat vei da gol? Nu am crezut, dar după prima fază când am dat la poartă și mi-a scos-o portarul, a doua oară s-a văzut că a intrat. Antrenorul Gheorghe Țațăr a recunoscut că i-a fost teamă de acest meci, dar și că ratările elevilor săi l-au exasperat. Un meci extraordinar de greu. Eram convins că se va întâmpla așa, pentru că a fost primul și singurul meci care l-am jucat până începerea campionatului pe terenul propriu. Și da, aici a denotat unele niște greșeli personale, dar până la urmă e bine că a ieșit bine. V-au cam exasperat jucătorii fratelii? Păi, ce să spun, că mai aveam puțin și leșinam pe bancă acolo. Președintele Adonis Puia a vorbit despre începutul excelent de sezon al CSM Dunărea. Albalbaștii au 2 victorii la limită în primele 2 etape din 2015. Sunt victorii așteptate de mine, dat fiind faptul că ne-am întărit bine lotul, avem dubluri pe posturi, și numeric și valoric, cu jucători tineri, numai de aici de la noi, din oraș, din Giurgiu, cu o pregătire să facem diferența față de celelalte echipe, care știm bine că ei se întâlnesc doar la meciuri sâmbăta și... normal, pe final cedează. Unul dintre jucătorii veniți în iarnă la echipă este Narcis Pascu. Fundașul cu meciuri inclusiv în Liga a doua susține că a revenit la Giurgiu deoarece crede în noul proiect fotbalistic de aici. M-am întors pentru că sunt mai copii aici, o să jucăm un fotbal foarte frumos. Pe alte terenuri nu pot să joc, nici aici terenul nu lasă de dorit. Dar aici e un grup unitar, o să facem antrenamente, să lag și o masă după, o să fie frumos. Cu victoria de sâmbătă, CSM Dunărea Giurgiu a urcat pe locul 5 în clasamentul Seriei Sud. În următoarea etapă, echipa municipalității se deplasează la Hotarele pentru meciul cu Argeșul.